Luni, 17 iunie, la Giarmata are loc prima etapă din acest an de dezinsecție terestră împotriva țânțarilor și a muștelor. Se vor efectua deplasări cu autospeciale ce vor pulveriza substanțe sub formă de ceață împotriva țânțarilor și a muștelor. Substanțele folosite de compania ce efectuează dezinsecția nu sunt nocive pentru populație și toate produsele utilizate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide. Apicultorii înregistrați pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea albinelor. Dezinsecția terestră are loc începând cu ora 22.